genul programului Talk Show. Salut tuturor multiculturalilor care ne urmăresc la această oră. Vivat, Castrum Termopanum și toate cele bune de la ediție specială, cea mai urmărită emisiune de televiziune de la un post local din județul Hunedoara. Și când spun urmărită, credeți-mă că știu ce spun, suntem sub monitorizarea strictă a CNA, am fost și săptămâna trecută, suntem și săptămâna asta. Am o veste bună pentru cei care ne urmăresc și care fac rapoarte către CNA. Voi spune cu subiect și predicat, cu nume și prenume în această emisiune, că un primar în funcție din județul Hunedoara este un mincinos. Veți vedea, voi aduce și dovezi în acest sens. Dacă toți sunteți multiculturali, atunci veți înțelege care era sloganul dacilor. Sloganul dacilor, ei bine, era Death Before Life. Ne anunță acest lucru, a descoperit sloganul dacilor, un candidat la primăria Deva. Un domn pe nume Sorin BBX, așa se cheamă el, Sorin BBX, își spune pe Facebook, deci Death Before Life era sloganul dacilor, nu era al motocicliștilor din Hells Angels, nu, era sloganul dacilor Death Before Life. Nu vă mai traduc pentru că sunteți deja multiculturalizați. Ieri, după cum toată suflarea din Deva știe, s-a inaugurat un obiectiv turistic de pe dealul cetății din Deva, frumos, de nu se poate, beton, termopane, gresie, aer condiționat, filigorie, cam tot ce trebuie în gospodăria omului, într-o gospodărie modernă de pe vârful deal. A dispărut, în schimb, cetatea Devei, adică o fortificație medievală atestată în anul 1269, ctitorită sub domnia regelui Ungariei Bela al IV-lea. A apărut, în schimb, un loc betonat unde poți să-i scoți pe copii la plimbare și să le arăți orașul de sus. A fost multă lume, la tăierea panglicii au defilat dacii, au defilat romanii, mă rog, toți cei care la 1269 și mai încoace au intrat prin cetatea Devei. Eu vreau să vă spun că toată lumea a fost cam mulțumită din reacții pe care le-am văzut pe Facebook, mai ales din articole de presă. Toată lumea a fost bucuroasă pentru că a fost soare, a fost frumos, a putut lumea să iasă la plimbare în vârful dealului și să vadă frumoasa ctitorie. Așadar, se pare e un curent majoritar, cel puțin din partea participanților la evenimentul de ieri, că evenimentul a fost o reușită și că această, nu știu cum să-i spun, că nu e restaurare, e mai mult renovare, e betonizare, toată lumea spune că s-a făcut un lucru frumos, decât pietrele care erau acolo și vipere și buruieni. Evident, este mai bine un astfel de lucru. Eu personal n-am intrat în presă, vreau să vă spun, pentru a cânta în cobză majorității, fie ea și absolute. Am intrat în presă când toată lumea îl zeifica aproape pe Ion Iliescu și am intrat în presă ca să spun că e un nemernic. De atunci încoace mi-am făcut o datorie de onoare din a nu mă poziționa de partea majorității neapărat, ci de a spune ceea ce cred cu conștiința curată și îndeplinătatea funcțiilor mele mentale. Așa voi face și astăzi alături de invitații mei, domnul Lucian Stanciu, bună ziua, bine ai venit! Bună ziua! În calitate dublă de vicepreședinte al Federației Patronatelor din Turismul Românesc astăzi, și de jurnalist, am spus eu, pentru că fost jurnalist sună rău și odată ce ai fost jurnalist nu prea mai poți scăpa de această calitate. Deci, Lucian Stanciu,
vicepreședinte Federația Patronată din Turismul Românesc, veți vedea, este cel care a făcut astăzi o conferință de presă pentru a anunța că va ataca în contencios administrativ decizia primăriei Deva de a înființa o alcătuire fantomă, să-i spun așa, Centrul Multicultural Castrum Deva. Dar vom discuta pe parcursul emisiunii și tot alături de mine în platou și îl salut cu ocazia asta pe Volodea Macovei, redactor șef ziarul Hunedoreanu. Îi mulțumesc mult, Volodea, că ai acceptat participarea la emisiune. Feciorească de luni, așadar, fără Ștefan Ciocan, care e pe alte meleaguri la Bruxelles, sper să scape cu bine de acolo, să vină sănătos încoace. Haideți să vedem pentru început știrea făcută de colegii mei și le mulțumesc mult că au terminat-o la timp despre evenimentul de ieri de la Castrum Termopanum din Deva. Evenimentul intitulat Vivat Castrum Deva a avut loc după 3 ani în care monumentul istoric a fost inclus într-un proiect cu finanțare europeană ce a avut ca scop reabilitarea incintelor 2 și 3, dar și realizarea unor spații pentru desfășurarea manifestărilor culturale specifice unui asemenea amplasament. Cum să mă simt decât bine? Eu vreau să le mulțumesc tuturor care s-au implicat în acest proiect. A fost o muncă destul de asiduă și din punct de vedere al proiectului și din punct de vedere al construcției, a reconstrucției acestei cetăți, dar până la urmă a ieșit bine. Am și o nemulțumire pentru că cetatea putea fi terminată după 25 de ani în ansamblu ei și în incinta 1, unde se puteau face spectacole, dar eu mă bucur că e terminată și incinta 2 și 3, sper ca pe fonduri europene să se termine în următorii 3 ani și incinta 1. Eu de astăzi înainte îmi doresc ca cel puțin de 2 ori pe lună, cel puțin de 2 ori pe lună în cetatea de vei să existe evenimente. Este cea mai importantă zi de, pentru mine, cel puțin în calitate de conducător al Consiliului Județean Hunedoara și mai ales în calitate de hunedorean. Pentru că, deși în ziua de astăzi am avut tot felul de referiri la trecut, cred că este despre viitorul nostru, despre ceea ce ne dorim de la județ și mă bucur martor astăzi la redeschiderea cetății, care pentru mine lansează un trend foarte important în ceea ce ne dorim de la dezvoltarea Hunedoarei, respectiv glorificarea patrimoniului cultural istoric. Și iată că în acest județ avem reprezentați și în viu și în piatră, atât vremuri de acum 2000 de ani, cât și vremuri de acum câteva sute de ani, oameni buni de astăzi și sper Manifestările au început la poarta 1 a cetății cu o paradă medievală la care au luat parte reprezentanții mai multor ordine de cavaleri din țară, domnițe, daci și romani, din asociația Terra Dacica Eterna. La sosirea acestora pe platforma de artilerie în incinta 3 a cetății au avut loc mai multe momente artistice, lupte între cavaleri, dar și între daci și romanii de la Terra Dacica Eterna. Cei prezenți au putut vizita apoi principalele elemente de interes ale cetății, între care podul mobil, terasa de belvedere spre râul Mureș, zona la cuptoare, camera artileriștilor sau bastionul Betlen. Ultimele două urmând să găzduiască în viitor mai multe expoziții. Turiștii care doresc să viziteze cetatea Deva au la dispoziție mai multe trasee. Cei care doresc să facă o plimbare pe jos vor pleca de la poarta 1 și la un moment dat vor trebui să urce o scară de 271 de trepte, după care vor ajunge la platforma și camera artileriei. Apoi vor vedea incinta 2, bastionul Betlen și scara semicirculară. Un traseu pe jos cu vizitarea completă a cetății durează circa 2 ore. Lucrările de reabilitare a cetății Deva au costat 38,42 de milioane de lei, din care 21,96 de milioane au fost asigurați din Fondul European de Dezvoltare Regională. 3,35 de milioane au venit de la bugetul de stat, iar primăria Deva a contribuit cu o cofinanțare de 516.844 de lei.
N-a știut el, regele Ungariei Bela al IV-lea, la 1269, când a ctitorit această cetate a Devei, că se vor bate în ea dacii și romanii. Nici prin gând nu ar fi trecut, decât dacă ar fi consumat ceva anabolizante. Spunea domnul primar acolo la Teatru Panglicii că ar fi fost bine ca în 25 de ani să se termine. Da, iată că s-a terminat acum și cel care a tăiat Panglica a fost primarul în funcție. Dar trebuie să ne aducem aminte de faptul că acest contract de finanțare pentru proiectul reabilitarea zonei urbane dealul cetății Deva a fost semnat în 2010, când la primăria Deva era nimeni altul decât Mircea Muntean. Da? Municipiul Deva și MDRAP, în calitate de autoritate de management, au semnat acest contract în 2010, repet. Datele ați auzit, cifrele, câți bani s-au dat, e adevărul pe care trebuie să-l spunem. La fel cum vă spun că această cetate este în forma în care a fost ea, mă rog, betonizată, este de un chici absolut, la fel, în aceeași notă a adevărului pe care eu consider că trebuie să vi-l spun, la fel erau și chiciurile, acele statui de doi bani aduse din China de primarul Mircea Muntean, cu cowboy-ul, cu căluțul copiilor, ați văzut scena aici în direct la ediție specială, cu zâna, cu liră, cu lăutarul, care de fapt era Johann Strauss, mă rog. A mai fost păunul acela de pământ și flori din fața casei de cultură, blocul unde acum saltă vioi fântâna arteziană, acel păun oribil în alcătuirea lui, la vremea respectivă, tot așa, precum astăzi cetatea Devei e lăudată de curentul majoritar, tot așa am zis și atunci că e o oribilitate și o penibilitate, da, pentru ora. Era o găină cu vegetație pe acu, ceva flori. Da, astăzi, ajungând în zilele noastre, vă spun doar atât că trebuie să o luați în considerare și mă mir că niciunul dintre cei care au gurit pe acolo, dintre oficialii prezenți la redeschiderea acestei cetăți, nu a spus că banii au fost obținuți practic în 2010, da? Pe vremea lui Mircea Muntean, primar al Devei. Bun, acum eu mai mult nu spun decât vivat castrum Termopanum, requescat in pace castrum Deve. Adică, pe scurt, s-a realizat un obiectiv care poate fi atractiv turistic, că oamenilor le place. Până la urmă, în România, cea mai vândută operă de artă e Carpeta cu răpirea din Serai. Ce să te aștepți? Lumea se bucură, lumea merge acolo, e minunat pentru, din punct de vedere turistic. Dacă ar fi fost și statuia de plastic a Fecioarei Maria, găsită în urmă cu 3000 de ani, deși suntem în 2000 de ani de creștinism, ar fi fost minunat. S-ar fi dus oamenii încolonați să o vadă. Nu e nicio problemă. Dead before life, da? Sloganul dacilor, vi-l reamintesc, descoperit de un candidat la primăria Deva, Sorin Bebeix. Sorin Bebeix s-ar putea să aibă șansele lui, nu-i așa, într-un oraș în care această frumoasă alcătuire de beton, termopane, inox și lemne lăcuite, mai e și o filigorie acolo foarte frumoasă, aer condiționat pe pereți, pentru mulți oameni e o alcătuire minunată. Bun, spuneam că despre asta vorbim la început, dar mai avem multe alte subiecte, printre care reamintesc exegeților noștri, celor care urmăresc cu pixul în mână ce spunem și ce nu spunem aici pentru a raporta la CNA, că voi spune cu subiect și predicat că un primar în exercițiu din județul Hunedoara este un mincinos. Da, bun, Lucian Stanciu, ai făcut o conferință de presă astăzi, nu neapărat legată de această rebetonizare a cetății Deva, ci mai mult ca un protest din partea ca reprezentant al Federației Patronatelor din Turism față de trecerea turismului din acest oraș în subordinea căminului cultural. Da.
Bun. Cu alte cuvinte, ceea ce ai spus tu, așa sună. Nu m-a deranjat faptul că s-a făcut cetatea. Tu spuneai mai înainte, chiar poate fi și va fi un plus din punct de vedere turistic. Cum a fost realizată este altă discuție. În schimb, odată cu trecerea acestei cetăți, cu inaugurarea ei, s-a mai produs un fenomen care a scăpat unora. Mie n-avea cum să-mi scape. În hotărârea de Consiliu prin care s-a înființat, dacă s-a înființat, aflu că s-a înființat totuși, în centru, acel centru multicultural, am văzut că trece și Centrul Național de Informare Turistică în subordinea acestui centru multicultural despre care până acum putem să știm decât că e fost acasă de cultură. Mai mult decât atât, n-avem detalii. Acest lucru mi-a adus aminte și a trezit în mine memoria din ultimii 3 ani în care am tot încercat să am un fel de dialog. Am vrut să văd că cei care sunt investitori în turism în județul Hunedoara, respectiv în municipiul Deva, contează pentru autorități. Și dintr-o dată bang știrea. Și am spus, bun, e momentul să iau o poziție, pentru că chiar nu îmi place să văd cum un lucru care poate fi deosebit de important pentru Deva, respectiv turismul, respectiv promovarea Devei ca destinație turistică, trece așa de unde azi am aflat că era în subordinea cadastrului, ajunge la Casa de Cultură. E absolut o ciudățenie lucrul ăsta. Haide, și mi-am exprimat în conferința de presă opinia că ar trebui să existe un serviciu, o direcție, nu contează cum se numește, în cadrul primăriei, de sine stătătoare, care să se ocupe de turism, de destinele turismului în Deva, de promovarea turistică a Devei, dar acest serviciu, direcție, birou, cum se va numi el, să fie populat de oameni cu expertiză în domeniu, oameni care știu ce fac, angajați pe criterii strict profesionale și mai mult decât atât să aibă o coordonare, iar decizia să fie împărțită între autoritățile locale și investitorii din turism, pe care îi reprezintă de fapt Federația Patronatelor Turismului din România. Respectiv, să nu se mai poată face cum se face și de ani de zile și nu numai la Deva, toată cam peste tot în țară, numai ceea ce doresc autoritățile locale cu turismul. Nu, domnule, există acolo niște oameni care plătesc câteva sute de mii de lei pe an la bugetul local din activitatea asta, înseamnă că se descurcă, știu ce înseamnă turismul, bun, hai să-i cooptăm pe ei, hai să creăm ceva, cui să dăm decizia și să-și asume evident și răspunderea. Am o întrebare, Lucian Sanciu. Da. Tu, de exemplu, dacă vrei să reprezinți niște oameni din patronatul ăsta de turism și te duci la iurta aia, cu care din angajați vorbești? Ca să-ți dea relații de cum poți să faci investiții în turism. Că eu asta am înțeles, că iurta aia cu asta se ocupă. Face promovarea turismului, ba chiar e centru național. Centru național, da. Bun, păcat că nu e și în centru, ca să discutăm acum dacă e centru național, păcat că nu e și în centru. O asemenea chestie absolut peste tot se face în centrul orașului, nu se face într-un capăt de oraș, în așa fel încât să ai nevoie de îndrumări ca să găsești centrul care trebuie să te îndrume. Deci, centrul multicultural Castrum Deva, aflăm că a existat un punct suplimentar pe ordinea de zi. Da, e o poveste care am aflat-o și eu de la oamenii noștri la investigații, că a existat în ordinea de zi transferul la Centrul Cultural Drăgan Munteanu. Da, este înainte. Acest proiect de hotărâre numărul 115 pentru cetate și Centrul Național de Promovare și așa, să treacă acolo, după care s-a descoperit că nu există centru multicultural ăla, că eu nu înțeleg multiculturalul ăsta nici într-un fel, dar așa îi spunem că așa se numește, și a fost pus în față printr-o suplimentare a ordinii de zi și până la urmă a existat, a devenit existent. Numai nu știu ce s-a întâmplat cu hotărârea cealaltă unde nu exista numele ăsta. S-a schimbat, nu s-a schimbat. Deci, eu am aici hotărârea numărul 47. O să ne documentăm. Din 28 martie 2016 privind transmiterea în administrarea obiectivului Cetate Deva și a Centrului Național de Informare și Promovare Turistică a municipiului Deva, deci cetatea și iurta, chioșcul acolo de promovare turistică, trecerea lor
în administrare Centrului Cultural Dragan Muntean Deva, sub ordonarea Consiliului Local al Municipiului Deva. Deci ăsta e documentul pe care noi îl avem. După aceea, după ce această trecere a fost făcută, s-a făcut acea suprastructură fantomă care se cheamă Centrul Multicultural. Asta dovedește cât de serios s-au gândit la toată structura asta, cum discutam înainte. Cât de serios au fost când au făcut... Nici măcar n-au pus-o în ordine, nici măcar hotărârile n-au fost pe ordinea de zi clară, frumoasă, sau să fie una cu mai multe puncte. Întâi, desființăm ăla, îl înființăm pe ăsta, nu? Cam așa știu eu că se face. Nu-i pui lua la pălărie fără să-l desființezi. Și îl înființezi pe ăsta și în ăsta pui în structura lui, spui în hotărâre că în structura lui vor intra Casa de Cultură, Cetatea și Centrul Național de Promovare și Promovare. Eu spun așa, ai centru cultural, da? Dacă ai făcut lucrurile cum trebuie și dacă ai gândit bine... Caminul cultural, să înțelegem. Centrul Cultural Drăgan Muntean îl transformi întâi în centru multicultural, cum se cheamă, Castrum, căruia centrului multicultural îi dai tot ce scrie în acea hotărâre de Consiliul Local. Până una alta, cred că în situația din momentul actual, Centrul Cultural Drăgan Muntean a primit ceva care nu i s-a dat, i s-a luat și centru multicultural până la urmă nu are în ăsta. Bun. A avut loc astăzi o conferință de presă la Primăria Deva și de acolo au venit colegii noștri, aș spune, mai nedumeriți decât se duseseră. În sensul că am primit împreună această informație de la colegii noștri chiar la conferința de presă organizată de Lucian Stanciu, în care oamenii, colegii noștri, spuneau că așa li s-a spus, că deocamdată instituția e doar cu numele, e doar o denumire generică și urmează să fie. Păi urmează să fie, pentru că această instituție fantomă, i-am zis. Alimbena nu poate exista, nu există, un nume. Nu există buget, nu se inventează, nu există un stat nume. De funcții, nu există organigram, nu există nimic de genul ăsta. Da, în schimb, tot, mă rog, un fost coleg de-al nostru, domnul Alexandru, vreau să prezintă drept director al Centrului Multicultural Castrum Deva. O fi doar cu numele, o fi de adevărat, o fi... Alin, știi foarte bine că pe măsura o instituție trebuie să existe funcții prin toate părțile ei, inclusiv bugetul, care lucruri se fac înainte de a face tot transferul ăsta. Pentru că tu, de exemplu, când dai cetatea acestui centru, nu trebuie să ai o fișă. Ce îi dai, de fapt, din cetate? Îi dau 3 drumuri, 4 pereți, 3 termopane și aerul condiționat. Sau nu-i dau? Stai numai un pic, că la conferința de presă pe care am susținut-o eu, colegii voștri din presă mi-au explicat mie că, de fapt, s-a ales această variantă cu trecerea cetății și a centrului, că pe mine centru mă interesa de informare și promovare turistică, la Centrul Cultural Drăgan Muntean, respectiv Centrul Multicultural Castrum, pentru că la ora actuală nu se mai pot aproba bugete, crea servicii, direcții și așa. Bun, dar atunci... Și atunci de ce nu așteptăm? De ce le facem pe picior și le facem absolut anormal când ele nu se pot face? Nu era nicio prioritate apariția acestei pălării. Sau singura prioritate că se termină un mandat și poate că să mai punem o căciulă să fie gata făcută, indiferent cine iese după alegeri. Dacă nu știu, nu înțeleg. Nu ai o nouă organigramă pentru această instituție fantomă, care am înțeles că astăzi de asta s-a spus la convenția de presă a primăriei, că este doar cu numele, da? Dacă nu ai un stat de funcții... Și provizorii, am înțeles. Și provizorii. Atunci, asta înseamnă ce până una alta? Că nu știu, portarul de la Căminul Cultural va fi și ghid turistic prin cetate, va rupe și bilete și la cetate și la intrarea în Căminul Cultural și așa mai departe. Adică, practic, nu ai cum să angajezi alți oameni acolo, în această suprastructură nou creată, decât dacă ai un buget, un organigram aprobate prin ședință de Consiliul Local. Până una alta, înțeleg că această nouă înființată instituție, care deocamdată e doar cu numele, da? Crearea ei va fi atacată, sau nu, să spunem altfel, este în studiul instituției prefecturii,
da? Pentru a fi sau nu atacat în contencios administrativ, dar Lucian Stanciu a zis că dacă această înființare a structurii Centru Multicultural nu va fi atacată de către prefectură, va solicita chiar el prefecturii să atace în contencios administrativ această... Da, iar în cazul în care prefectura nu o va face, o putem face direct în contencios, nu trebuie prin intermediul prefecturii. Pentru că și revin, conferința de presă se încheiase oarecum din partea mea cu o notă optimistă, aflând că Centrul Multicultural este o chestie provizorie, așa mi-au spus colegii care au participat la conferința de la primărie, am zis, foarte bine, înseamnă că am venit exact în momentul potrivit, în așa fel încât ce am spus astăzi și prin scrisoarea deschisă să fie luat în seamă și pe viitor să se țină cont și de părerea noastră. Da. Părerea noastră, numai că numai că cealaltă hotărâre este destulă, că chiar dacă nu se numește acel așa. Acel provizorat și mai ales ceea ce îmi spuneau colegii, că de fapt Centrul de Informare Turistică sunt doi angajați și nu se va întâmpla să se ocupe Centrul Multicultural de promovarea turistică și așa e contrazis chiar de hotărârea de înființare, unde văd că există abilități pentru promovarea turismului cultural, pentru strategii și așa mai departe. Stai să vezi abilitățile pentru promovarea turismului de la chioșcu, de la iurta de acolo, de lângă așa telecabină. Ne place, nu o să spun. Automat, cafea Bosch. Valoare de inventar, 18 milioane. Un automat de cafea. 1800 de lei. Da. Am copres hartă turistică. Cam cât să costea harta turistică? 18 milioane, da? Ai de viață. Deci nu e pentru promovarea turismului, dar imediat după o pauză de publicitate pe care o luăm la și 27 conform regulilor cu cortină de publicitate și nu solo spot, ca să nu încălcăm cumva reglementările CNA-ului, vă voi spune și cât, care este valoarea de inventar a cetății de vechi. Poate strângeți bani pe bani și vă cumpărați, că e frumoasă, e cu bare de inox, cu lemne lustruite lăcuite, aer condiționat aveți, gresie pe jos este, deci ar fi o investiție bună. Vă spun prețul de inventar al cetății Devei imediat după publicitate. Expert insolvență SPRL, societate profesională de insolvență, oferă servicii de reorganizări judiciare, lichidări judiciare, lichidări administrative, concordat preventiv, mandat ad hoc, consultanță în domeniul insolvenței, întocmire, plan de reorganizare, expertize în domeniul insolvenței, recuperare creanțe. Odată cu transferul hotărât în ședință de Consiliu Local din 28 martie, transferul așadar al cetății Devei în subordinea Căminului Cultural din localitate, am aflat și prețul de inventar, pentru că nu așa se transmite un inventar până la urmă. Bunul rezultat din proiectul Reabilitarea Zonei Urbane de al Cetății, Monument al Naturii și Istoric, aș pune în paranteză, fost monument istoric, cu valoare turistică ridicată, asta am convenit că poate fi adevărat, ridicată din municipiul Devei în cinte 2 și 3, așadar, cetatea Devei, preț, număr bucăți, una cetate, preț unitar, 300 de miliarde, vă spun în lei vechi, ca să vă fie mai ușor, sau vă spun în euro, poate ați muncit la căpșuni prin Spania și ați adunat bani pe bani, 6,67 de milioane de euro. Una bucată cetatea Devei, iluminat exterior cetate Deva, dacă le luați și cu iluminițele exterioare de acolo, 4 miliarde 800 milioane. Deci cam, mai puțin de un sfert din cât a fost investit în ea. E valoarea ei, nu? Că a fost 56 de milioane de euro. Dacă luați și iurta, chioșcu de la poalele cetății, de lângă telecabină de acolo, o luați și cu aparat de aer condiționat care costă 32 de milioane.
Dar asta e interesant. Deci cum poate fi mult mai cu atât de mult mai ieftină decât cât s-a investit în ea în ultimii 3 ani? Eu știu. Deci eu bag într-un apartament 1.000.000 de euro și îl vând cu 10.000 de euro. Între timp a fost criza, a venit criza imobiliară. Criza. Ce aș vrea să spun, că tot e Lucian aici și el poate confirma sau infirma. Oamenii ăștia sunt, aș putea spune, dar nu spun, aproape fără rușine. În județul Hunedoara, care este plasat turistic extraordinar de bine în România, nu există absolut niciun fel de instituție. Nu că ar fi una sau alta sau un oraș sau altul care să lucreze pentru imaginea, promovarea turismului hunedorean. Greșit, există. Nu e nimic. Există. Unde? Consiliul Județean are. Participă la târguri. Știi da, la spune, ce... Spune da. Mai bine... Dar Staciu, vorbesc așa. Că deci exact să fie, deci să fie centri, că apropo de centrele astea, ele, deci, funcționalitatea lor este să faci ce? Să iei toate astea, să stochezi toate lucrurile, să faci trasee, să faci tot ce există. Deci este o altă instituție fantomă, o sinecură pentru clienții politici care trebuie mulțumiți și ei, această instituție de care cred că va spune Lucian acum, care participă la târguri. Ce fac băieții și fetele? Să distreze 3-4 zile pe la târgul de la București, dacă s-or mai duce și prin străinătate, cu atât mai bine, că iau și diurnă în euro. Și acolo fac ce? Că tu ai participat la aceste târguri de turism și ai văzut exact care e treaba. Bun, aceste târguri de turism sunt foarte bune pentru entități teritoriale, unități teritoriale administrative, cum se numesc ele, sunt foarte bune, sunt o șansă de promovare, numai că acea promovare trebuie să fie făcută într-un anumit fel. Ai un stand pe care plătești câteva mii de euro să-l ai la... Da. 800 de euro, cel puțin, cred că e numai chiria, plus restul cheltuielilor. Bun, dar nu poți să te duci să cheltui câteva mii de euro pe un târg de turism unde să ai niște pliante și alea făcute de câte o pensiune, fără o urmă de viziune, fără nimic. Să vedeți cum participă Neamțul, ce standuri are, județul Neamț. Nu vorbim de Bucovina și așa mai departe. Noi avem, spuneai că nu există, există. La ADEH, care e agenția sau ceva de dezvoltare economică a Hunedoare, există un serviciu care ar trebui să se ocupe de această promovare turistică. Eu am văzut niște întruniri de astea la Costești, în care erau 4 tarabe de alea cu produse tradiționale și împletituri și rest, 150 de tarabe de maneliști pline și cu haine second. Multicultural. Și ăla era tot așa de promovarea turismului și a produselor, promovarea produselor tradiționale. Că eu m-am uitat, am văzut de exemplu cum este Milu Părău prin Valea Jiului, care el are câteva produse pe care, dar s-a chinuit omul singur și s-a chinuit să le pună, să le impună ca produse. De ce? Pentru că nu există nimeni care să vină în ajutor, sunt alții care nu au puterea lui financiară să se promoveze. Am apreciat faptul că dacă până acum 2 ediții straja venea în standul județului Hunedoara și era probabil singura chestie interesantă din standul județului Hunedoara, cel puțin la ultima ediție care a fost acum recent în februarie, am văzut straja separat, m-am și dus și am întrebat cum de mai sunteți cu Hunedoara? Pentru că oamenii și au aer în piept. Dom'le, își au aer în piept și își fac singuri. Stăm la... Exact. Revin la ceea ce spuneai, județul Hunedoara, am spus-o și astăzi în conferință de presă, este al doilea județ ca potențial turistic din România, după județul Constanța. Și este văduvit de existența unor oameni dispuși să facă ceva pentru promovare, ceva altceva în afară de a cheltui bani. Adică să facă ceva profesionist, o să spun din nou, de atâtea mii de ori, nu trebuie să reinventăm nimic, să dăm o fugă până în Austria, să vedem cum fac ăia și să aplicăm aici. Este banal și costă mai un drum până în Austria mai puțin decât 5-10 participări. Un model excelent pe care mi l-a arătat Lucian Stanciu în Austria, acel al oficiului de turism, Asociația de turism în Sfârban, Kitzbühel-Alpen. Da. E o instituție care funcționează extrem de clar, extrem de simplu, logic și care e de o eficiență extraordinară. Și nici nu mănâncă bani de la buget. Din contră. Ba din contră, da. Ba din contră. Acele câteva chestii se pot face și la nivel local, dar trebuie să existe dorința să fie făcute și trebuie lăsată patima politică deoparte, pentru că nu poți
să creezi un alt serviciu în subordinea altei autorități locale unde să să-ți pui politic pe Lucian cineva. Stangiu, cum să faci lucrul ăsta când se numește, nu știu, printr-o dispoziție luată, nu, la capul patului poate stătea domnul primar, s-a gândit să numească el un director la super multiculturalul centrum Castrum. Păi de unde, dacă aceste posturi nu sunt ocupate prin concurs, da? În care oameni fără niciun fel de competență în domeniul turismului, sau poate sunt super competenți, dar trebuie să o dovedească printr-un concurs, da? Oamenii ăștia sunt numiți așa, extrași ca musca din borcanul cu miere. Nene, ăsta e și de acum e prezentat pe tot, dom'le, sunt directorul Centrului Multicultural Castrum Deva. Păi în baza cărei hotărâri, a deciziei cui, a competențelor care, dovedite printr-un concurs, ești director? Nu se știe. Da? La fel cum și postul de, ca să nu mai vorbim, că și la Căminul Cultural, de oriunde, nu numai din orășelul Deva, ca să ocupi postul de director de Cămin Cultural, ar trebui să dai un concurs. Și mai este ceva. Concursuri se dau și pe posturile de director din de concentrate. Să nu le zicem de concertate. Da. Așa. Se dă și pentru ăla. Știm cum sunt făcute. Au fost situații de erau câte 2-3 directori. Unul venea la serviciu, la dublură, pentru că nu reușeau să-l schimbe. Vezi, asta trebuie înțeles. Dacă vrei să faci ceva, trebuie să și pui pe cineva să ia decizii în numele acelei organizații fără să mai fie implicat politic. Adică nu vreau să spun că trebuie primăria să dea banii cuiva, cum a făcut Mazăre, de exemplu, cu doamna Corina Martin. Și asta e complet greșit. Nu, trebuie creată o structură care în momentul în care a luat ființă să aibă un consiliu de administrație din care să facă parte și reprezentanța patronatelor, dacă vreți, oameni de turism din universități, din școli de turism, care mai sunt câteva prin România, adună-i la un loc, ăia să-ți numească directorul să fie numit pe 7, pe 8 ani, indiferent cine vine la primărie sau la Consiliul Județean, se schimbă, ăla să rămână, să continue viziunea care degeaba o faci. Noi o tot facem pe termene de câte 5 ani, am povestit și în conferința de presă, dăm 10.000 de euro la firme din Olanda să vină să ne spună ce avem în județul Hunedoara. Da, eu am citit sute de strategii pe turism în județul Hunedoara, din localități și așa mai departe. Degeaba. Problema este că cunosc foarte mulți oameni care fac afaceri în turism și niciunul dintre ei nu mi-a spus că a venit vreun primar sau vreo oficialitate să-l întrebe ce părere ai tu de cum să facem nu știu ce. Mai mult de atât, singura întrebare pe care o pun autoritățile când vin la un patron de turism este cum pot să fac să iau și eu cu chirie zero 2 săptămâni că vine șeful de la București. Dar și pe mâncare, dacă se poate. Cred că Lucian Stanciu știe subiectul ăsta din doască în doască. Genul ăsta nu. De troc. Deci nu vine unul. Deci nu știu un patron să fi venit la el vreun primar să zică, hai să te ajut cu ceva, hai să te promovezi cumva, pun și eu umărul că tu ești aici mai în localitate. Mai mult. Am ce taxezi, te opresc? M-am dus eu și am avut o solicitare banală, o să o spun decât până pricepe cineva. În 3 ani de zile am solicitat și am tot solicitat, pentru că aveam la rândul meu solicitări, hărți turistice a județului Hunedoara la recepție, trec mii de oameni prin recepțiile celor două hoteluri de aici. Am primit vreo 50 de bucăți în 3 ani de zile. De unde le-ai cerut și 50? Le-am primit de la Consiliul Județean și am un prieten acolo care a intervenit. Și am primit astea 50. Da, nu. Bun, e absurd. Vine omul, coboară omul care, să zicem că a venit omul la mănăstire la Prislop, motorul economic al județului. Apropo, hai să zicem de ierarhizarea asta. Foarte pe scurt, că ai prezentat și topul, să zic, destinațiilor turistice cele mai fierbinți ale atracțiilor județului Hunedoara. Number one? De departe, Prislop. Adică mormântul părintelui Arsenie Boc. Exact. Și care face, de fapt, acolo este venituri indirecte. Nu chiar turistice, directe, că acolo... Nu, turismul nu înseamnă numai ce câștigă proprietarul ăla, înseamnă ce câștigă comunitatea. Și acolo comunitatea din zonă câștigă. Cu florile, câștigă aia cu... Și câștigă hațe care are... N-am să reușesc să pricep niciodată de ce, dacă te duci la mănăstire, la Prislop, ai cumpăra poze
cu părintele Boca de afară, de la Tarabă, dacă tot ai dus în mănăstire. Nu știu, există, dar atâtea se pare că merge. Nu, dar poți să cumperi din de mănăstire, simplu. De exemplu. Poți să le cumperi. Chit că făcute în Bine, acolo e ca un talcioc, e toată povestea. Da, e un talcioc. Pe locul 2, ca destinații turistice în Castelul. Castelul Corvinilor, da? Castelul Corvinilor, sigur. Și locul 3? Păi, nu se acordă. Nu, probabil va fi și îi firesc să ajungă cetatea Devei, pentru că îi în Deva. Dar este nefiresc să nu exploatăm lucrul ăsta. Păi și Sarmisegetuza Regia? Spre binele comunității. Da, și atunci dacă vorbim de Sarmisegetuza Regia, exact, este Sarmisegetuza Regia, este și cealaltă Sarmisegetuza și atât de multe obiective că e greu să le ierarhizezi. Avem castelul din Carpați, da? Pe care nu îl utilizăm, nu știm să-l promovăm, nu știm să spunem oamenilor. Spunea domnul Adrian Rusu, renumit arheolog și istoric medievist din Cluj, spunea că urmează pe lista betonizării cetăților medievale. Nu vor să monalizeze colțul. Cetatea Colț. Ar fi păcat. Păi ar fi păcat, dar așa se va întâmpla dacă tot sunt bani și ei trebuie cheltuiți cât mai repede. Ele mai dă o idee, rotonda de la Giorgiu, care e un lucru senzațional și foarte puțin promovat. Ăsta este un cum să spun, un județ în care turismul este pe fiecare metru pătrat. Și nici nu trebuie să-l cauți, că dai de el, te lovești din el. Și partea proastă e că și nu este cel mai asta. Prost vin promovat. Alții, vin alții, ne-o spun și nimeni nu încearcă să facă ceva în sensul ăsta. Să vedem un turist, să-i dăm drumul liber pe stradă în Deva, să-și caute informații turistice. În concluzie. Nu găsește la niciun chioș măcar să-și cumpere o hărtuță micuță sau ceva. Bine, ca să nu mai spun că n-are pe cine întreba ceva. Păi bun, dar hărțile de care ziceai și care ar fi trebuit să fie din abundență la recepția hotelurilor care fac parte din rețeaua de turism. Gândește, anul trecut am avut 35.000 de nopteri, deci 35.000 de turiști. Da? Unor sta 2-3 zile. Și am avut în 3 ani vreo 50 de hărți. Care au fost tipărite pentru a fi date gratuit. Știi ce aș fi curios? Și poate că apelez la bunăvoința colegului nostru, Marcel Bot, că el e jurnalist de investigație, eu nu sunt. Poate ar fi curios să vadă totuși câte hărți de acest gen au fost plătite de Consiliul Județean Hunedoara ca executate. Dacă, și cât au costat dacă până la urmă ele n-au ajuns decât 50 de bucăți în 3 ani de zile la destinatari, care sunt, cum ar veni, turiștii care au fost foarte drăguț, cerând odată, tot într-o discuție cu un oficial al județului, hărțile respective, zice, păi la ce firmă mare sunteți voi? De ce nu tipăriți voi niște hărți turistice ale județului? Corect, bună. Noi doar le contăm și Sibiu, am mers nu acum, cu mulți ani în urmă și nu prea știam eu așa de bine, dar m-am dus, vreau să spun că din 2-3 librării am găsit peste tot, aveau hărți și inclusiv pentru județul Hunedoara. Că mai avem foarte scurt. Le-am păturit așa frumos, care să, mai ai? Să concluzionăm despre acest Castrum Termopano. Repet, problema nu este de gust, ne place sau nu ne place, pentru că aici intrăm într-o discuție fără de sfârșit. Unora le place, altora nu le place. Nu. Problema e de restaurare, care va să zică păstrare a monumentului istoric în datele lui fizice cât mai apropiat de realitate, sau renovare, ceea ce face orice țăran care are bordeiul lui acolo și în loc de stuf pe casă își pune acoperiș de tablă, că e mai modern, și la portiță pune inox, că ăla, lemnul ăla a fost mai putrezit. Da? Deci despre asta e vorba. Dacă mai avem un monument istoric, eu zic că nu-l mai avem, este un obiectiv turistic, cu asta sunt de acord, care s-ar putea să atragă mulți turiști și cu asta sunt de acord. Și va avea rezultate economice. Și va avea fără discuție rezultate economice. În schimb, ne despărțim aici de ceea ce a fost monumentul istoric, cetatea medievală a Deva. Și ne mai despărțim de ceva. Niciodată de acum încolo nu se va putea interveni sau face cerere de vreo clasare a acestui monument. E gata. Clasific. Nu mai e ce clasa. Dacă vrei să o clasifici pentru, nu știu, da, să o înregistrezi pe o listă, o clasificare de monument istoric, nu mai poți să faci. Pentru că s-a intervenit pe el, ai pus, e pa. Documentele... Nu mai poți să dovedești că el este, are
este acel monument. Documentele oficiale nu ne scot din această dilemă, restaurare sau renovare, pentru că vă reamintesc, dar a spus, documentul... Domnul primar a spus că e reconstrucție. De fapt, e reabilitare. Așa sună contractul de finanțare. Vă reamintesc, semnat în 2010, între primarul de acea vreme, Mircea Muntean, și MDRAP în calitate de autoritate conducte. De management. Așadar, meritul actualului primar este zero. Acest proiect a fost semnat în 2010, proiectul de finanțare, dar iată, actualul primar și actualii săi susținători sunt cei care au tăiat panglica ieri, asumându-și meritele, nepomenind nici măcar întreagă, de faptul că această finanțare a reabilitării zonei urbane de al cetății de Bac, cum se cheamă ea în documente, a aparținut altora. Închem cu acest subiect pentru a trece foarte repede și acum să apelez la calitatea ta de jurnalist. Nu ești fost jurnalist, că ești jurnalist. Vorbim foarte pe scurt despre niște migrații politice. Avem migrații politice. Dacă săptămâna trecută am înregistrat odată cu ședința de Consiliu Local de sfârșitul lunii martie, de Consiliu Județean de sfârșitul lunii martie, o noutate, o premieră în Consiliul Județean Hunedoara, și anume primul post ocupat de ALDE. ALDE a reușit să introducă un consilier județean sub forma domnului Tabacu. Domnul Tabacu, care a fost la PC, PC-ul a fuzionat cu PLD-ul și au format ALDE și iată așa domnul Tabacu, pentru că domnul Bărea s-a dus la spre alte zări de soare pline, a renunțat la funcție de consilier județean și iată a apucat și ALDE să introducă doi consilieri județeni. Ei bine, iată, vineri pe la crucea serii, așa, mai înregistrăm două migrații politice, și anume consilierii județeni Agripina Cazan de la PNL și Vasile Cărăguț de la PSD au trecut și ei la ALDE. Așadar, total pentru ALDE a încheiat săptămâna trecută cu un plus de la 0 la 3 consilieri județeni și le dorim mult succes în activitate. Dacă aveți ceva de comentat asupra acestei... Păi e povestea frumoasă la trecerea consilierului, povestea pe care noi am și publicat-o de la Gioagiu, unde Ioan Vălean, acum uneperist, merge și trece de la PSD. Dar spune domnul Ioan Vălean că e un mincinos, că ne urmărește CNA-ul și ne va sancționa pentru că folosim un limbaj irreverențios, sau nu știu că era formula aia. Dar asta e. Bun, Agripina Cazan, Vasile Cărăguț. Trebuie să ne mirăm că au trecut. Vasile Cărăguț a trecut pentru că el era candidatul PSD-ului. De asta vreau să fac legătură. El era candidatul PSD-ului anunțat la primăria Gioagiu, după care domnul Nistor, liderul PSD, a venit și a anunțat că nu mai e Cărăguț, ci este domnul Vălean, care brusc a devenit social-democrat, și domnul Cărăguț a zis că atunci mă duc la ALDE, că mă pun aia candidat. Și cam asta a fost mișcarea. Așadar, dacă vă întrebați unde e PSD de nu-l vedeți pe ecranele radar, să știți că PSD e în sala mașinilor, la cazane acolo, la robineți, lucrează la greu să facă tot felul de mișcări din asta de culise, de transferul, și acum se zic domnul Vălean că e un mincinos. Și anume, joi am avut aici la emisiune, joia trecută, săptămâna trecută, l-am avut pe domnul Răzvan Mareș, președintele PSRO din județul Hunedoara, care îmi spunea înainte de emisiune că e cert singurul primar al UNEPR-ului din județul Hunedoara va trece la PSD. Bucuros de o astfel de informație, care era cel puțin un news alert, că singurul primar al UNEPR-ului trece, iată, la PSD, un partid aliat pe vremuri cu UNEPR-ul, acum se pare că încep să-și arate colții unii altora, am rugat pe colega mea, Nicoleta Pârva, să-l sune pe domnul primar din Gioagiu, domnul Ioan Vălean. L-a sunat și l-a întrebat dacă există discuții, dacă are intenția să treacă la PSD. Ce îi spune domnul primar Vălean, colegii mele, Nicoleta Pârva,
nici vorbă de așa ceva, nici gând, n-a fost niciodată astfel de discuții. El este membru NPR și merge înainte cu acest partid. El nu trădează partidul și așa mai departe. Înainte de începerea emisiunii am spus domnului Mareș că n-are rost să mai pomenim de acest subiect, pentru că nu e așa. Ne-am făcut meseria de jurnaliști în județul Hunedoara și am întrebat direct la sursă pe omul cu pricina dacă are de gând să facă lucrul. Omul a negat vehement. Atunci am spus domnului Mareș că n-are rost să mai aducem în discuție, că nu mă aplec acum la toate bârfele politice să le promovăm pe post de știri. Dacă ne-am informat direct de la sursă, omul a zis că nu. Iată, domnul Răzvan Mareș a avut perfectă dreptate. Domnul Ioan Vălean nu ne-a spus adevărul. Să formulez așa. Luați de la minutul ăsta, 16:51. De la minutul ăsta. Domnul primar Ioan Vălean, de la UNEPR, nu i-a spus adevărul colegei mele, Nicoleta Pârva. Să nu spui adevărul înseamnă să minți. Așadar, domnul primar Ioan Vălean, da, este un om care n-a spus adevărul, adică un mincinos. Da? Cam asta am avut de spus despre modul în care poți să-ți faci meseria de jurnalist în acest județ în care politica e de genul ăsta. Da? Le afli pe la cafenea, pe colț, la colțul stăzii, te mai trage unul deoparte, într-o terasă, la o crâșmă, să spună. Când te informezi corect și normal de la sursă și încerci să-ți ideea este că în momentul ăla se știa deja toată povestea, de asta știa și ca să nu mai spun că e din 25 din 25, martie, da, povestea. Deci, povestea, da? Era deja tranșată, nu era nimic nou. Pot să pun o întrebare. Cred că o să-mi dați dreptate. Sunteți de acord cu mine că migrațiile astea politice se fac doar din motivul că bruște schimbări de mentalitate te fac să îmbrățișezi doctrina altă politică? Nu, eu ziceam altceva. Sunt pentru dezincriminarea publică a traseismului, pentru că vorbim pe lângă persoane fizice care fac traseu, vorbim de partide traseiste și n-are rost să te mai pui pentru o persoană fizică. Băi, când aici partidele avem... în ansamblu sunt traseiste. Până la urmă se împart în două autostopiști de carieră și autostopiști întâmplători. Nu știu că... Mai avem 3 minute. Mai avem posibilitate... și câte minute mai avem? Nu știm. Atunci nu mai avem timp să mai dăm știrea cu domnul Traian Băsescu, fostul președinte al României, care a venit la DEVA pentru a lansa candidații PMP. Dar e foarte interesant că au făcut-o a contra-cœur, așa, că au bifat așa o acțiune. Nici candidații PMP nu au fost foarte hotărâți că vor candida. Iată, avem președinte acestui frumos partid în județul Hunedoara, doamna Doina Mihaela Brate, care n-a fost hotărâtă, înțeleg, nici în momentul în care s-a urcat pe scenă că ea va fi candidatul pentru DEVA din partea Partidului Mișcarea Populară, partidul condus de Traian Băsescu, însă a acceptat, nefiind o variantă mai bună, că nu se putea să vină Dita, mai fostul președinte, iată aici în frumoasa reședință de județ, și să n-anunțe un candidat tocmai la reședința de județ. Așa încât, da, mai doamna Mihaela Brate completează lunga lista candidaților care candidează ca să afle în treabă. Și lista este chiar lungă și are în capul ei inclusiv pe candidatul marelui partid PSD, pe care, repet, a mea oară, îl așteptăm aici să-l promovăm, să ajungă primarul Devei. Este un domn, îmi scapă numele acum, că... Domnul Stoica. Domnul Stoica, așa. Domnul Stoica, domnul doctor, îl așteptăm aici să facem primarul Devei. Dânsul vrea? Nu să vină aici, să devină primarul Devei. Nu, cred că strategia PSD-ului în general e să-i țină ascunși în dulap și să conteze, repet, pe nucleul acela dur al votanților PSD, pe care dacă îi trezești din somn și întrebi cu cine votezi maică acum la prim, cu Ion Iliescu. Cu Ion Iliescu. Și în virtutea acestui tren care merge din inerție, deși el e deraiat de mult,
se bazează oamenii pe această strategie politică, deși, iată, în subteran dau lovituri de genul ăsta, inclusiv aliaților, fără niciun fel de scrupule. Da? PSD-ul fură de la UNPR, singurul primar, mai rămăsese Mărgăritarul din coroana acestui partid, care acum încearcă să-și facă o arca lumeie, să scape și să o boteze Alianța pentru Hunedoara, o altă aberație din care e tot fac parte UNPR și UNPR. Da, o multicultură. Și ceva, e deschisă la toate formele de cultură. Partid socialist. Bun, cam atât am avut de spus astăzi despre actualitatea politică, deși a apărut că e mai bogată la sfârșit de săptămână, dar n-are rost să mai pomenim pe toate. În orice caz, în subteran, luptele sunt grele, se fură de la unii la alții. Iată, principalul beneficiar al migrației pe săptămâna trecută a fost ALDE, un alt beneficiar este PSD-ul. Vedem ce mai urmează, că săptămâna de-abia începe. Vă mulțumesc mult pentru participare la emisiune și vă aștept mâine la aceeași oră, 16, la ediție specială.